Bine v-am găsit, dragii mei! Suntem într-un resort cu 274 de camere. Putea fi considerat probabil de lux acum 700 de ani, acest resort. Știm, nu e ca în Maldive, nu ne ajută nici clima. A se vedea că suntem în 23 ianuarie. Dar ca să vă explic ce-i cu aceste încăperi, suntem la cetatea Preșmăr, iar cele 274 de camere din zidul fortificației au fost făcute în perioada medievală pentru a se retrage acolo fiecare familie din sat. La vremea respectivă existau 274 de gospodării, fiecare avea propria cameră în cazul în care, în această cetate, în cazul în care satul urma să fie invadat de turci, tătari, etc. Pe fiecare din încăperi există un număr. Numărul atribuit este identic cu numărul casei de la vremea respectivă. Nu prea sunt turiști, după cum vedeți, câțiva râzleți, pentru că toți sunt în Maldive, nu? V-am pupat, mă duc să mai caut câte ceva din trecutul istoric al acestei cetății.